Asta era tăia vântului când se auzea hâț. Heavenly Strike. Dacă fac așa, fac, pe zona asta nu mai e oxigen respirabil. Ghost of Petrila. Mă, de la expirabil. Donar. Așa ziceau germanici. Donar kebab? Donar. Ea însemna tunet. Nu e foarte departe de cuvântul nostru. Este la 22 octombrie. Suntem pe deal. Avem aici. Acolo mergem. Da, bună ziua. Avem aici un om viking de mic. Da. Hai și cam negru, ce drept. E războinic, războinic tropical. Războinic un chic. Cum a fost? Să te dezlănțui aici. Leșine. Mai am un pic. Mergem în continuare și urcăm la Yggdrasil. Am pronunțat bine? Nu sunt nordic acum, probabil. Yggdrasil. Yggdrasil. Inițiem și pe tine unde mergeam noi de mult. Da. Poate mulți ori și uitat unde e și ce e Yggdrasilul, da. Nu știu, am încredere că dacă le arăt și exact locul, o să-și aduc aminte toți. Da, exact. Și ține minte. Mișu... Putem să ajung acolo, crezi că am distrus. Ajungem. Luam 200 de pauze. Acum păi, da. Ce pe partea mai dubioasă, aici e ușor. Vedem de acum încolo. Îmi prindem super puteri. Curva! Așa își exprimă opinia despre drumul ce urmează. Da. Iar că, iar pierdone. Este un om care urcă cu noi. Trebuie să fugim cu toporul spre el. Shield wall! Ai mutreța. Revin de sus. Sarbus. Sarbus, sarbus. Mișu, stă în spate, nu-i place să meargă. Îmi place la spate. Sarbus. E la facultate, Teo. Teo Ros, cântem. Am mers 50 de metri. Ce-a urcat pe o zonă. Ce-a făcut așa? O zonă mai frumoasă așa și trebuie să urcăm acolo, la copacul acela mai verde față de toți ceilalți. O altă nuanță. Nu știu că se vede foarte bine aici. Fac și arăt către mine, dar... Păi ești tu acolo cu capul jos, dar pe mijloc e copacul ăla. Da, se vede acolo. Da, da, ia să-i arăt așa. Bun, așa da. Acolo trebuie să ajungem. Am mai urcat câțiva metri, e 3.27, nu mai avem așa mult. Numai acum zice Alic că urmează partea mai grea, care e mai abruptă. Forță, da. Ne descurcăm. Forță, da. Nu zici nimica. Asta zice toată lumea. Exact același lucru. Ia să vedem să cergem aici. Și acolo, în jos, curge sânge din mână. Ok, băi.
e ok. Așa se întâmplă corona prima dată. Încurge sânge, se face pe albă și da, leșit. Așa, random. L-am înțepat, mai jos. Mă, ca și așa powerlifterii. Face aceea filmare calmă cu... Nu știu, cum era scursul. De 3 de 7. Am urcat și mai sus acum. Este ora 4 fix, 41 minut. Mai avem foarte puțin. În spate la pomul ăsta e pomul ăla. Cu Ali și Mișu. Și vreau să vă arăt privirea și asta minunată de aici din spate. Uitați acolo. Și acolo e și Petroșan, nu se vede. De pom, chiar în spate, o să urc puțin mai sus sau să vin eu încoace. Hăt! Ui, chiar acolo. Foarte frumos. Pa! Am ajuns la locul de întâlnire. Geanta asta, trebuie să angajez cu ochii din față. Da. 4 jumate. Pomul acela este Yggdrasil, uite cum ilumina pe el. Yggdrasil. Căpetrila. Se de foarte puțin. Am ajuns bine. Sunt aici cu domnul Covaș Mihai, mi zis și Mișu, domnul Alexandru Taliban Master. Taliban Master. Aici șef la cuțit. Cuțit, nu. Ascultăm rock turcesc. Așa m-a spus. Poți să închei, da, da. Aici e mai umbră. Se vede frumos. Yggdrasilul. Pomul cu o altă culoare. Prea mult. De se vede de jos, de pe geamul meu de la bucătărie. E zonă frumoasă ca să pui corturi, platou. Și asta e. O să facem foc, mâncăm cârnăcior de curcan, din carne de curcan, la foc. I-am dat la un câine, l-am îmblânzit, n-am mai lătrat după ce am dat. Și acum mâncăm. Păi facem foc și mâncăm. Sarbus! Am pornit filmarea. Alo! Bună ziua! Este ora 5 jumate. Suntem aici la foc. Punem cârnat pe băț. Nu am acolo prăjit. Și prăjim la foc cârnatul. Acum trebuie să mai jar încins acolo. Facem cârnat. Aaaa! Mișu, stai cocoșat, domnule! Nu-i bine! Am asta între picioare. Stai ca tine, bă, Mișu! Așa, da! S-a ridicat de picioare și eu și capul din cadru! S-a arbus! Am fugit până aici sus, cu jos focul, cu mâncarea, și asta e priveliștea. Să mă duc în coasă, dacă vă pot arăta. Nu prea pot. Mă duc mai sus pe aici. Gata. Mă întorc. Mănânc și gata, ajung în acasă. S-a arbus! Ia uite, ce face mai Mișu? Nu ți se vede fața? Stai să te focalizezi. Gata. Hai să-mi dea la o glumă înainte. Bun, dăm timpul înapoi. Ce facem, domnul Mișu? Ce seacă mi-a venit, dai acum.
Ce facem, domnul Mișu? Ne prăjim cărnați. Tot nu a venit. Nu știu, am alții gumele cărnați și foxele se zbună. Ce face Mali? Am înțeles. Medităm. Acum urmează ultima filmare înainte să mâncăm. Este ora 6:26. Am făcut mâncare acolo. Masterchef. Oh. Cum a fost ziua asta? Foarte bine. A mers bine. Vedem când coborăm și cu cât câine batem. Cum a fost, domnule? Foarte bine, excepțional. Da. Petrila în spate, Piciconul Petroșaniu mai în spate. Lonia nu se vede. Ca de fiecare dată. Exact. Și ultimele bucăți sunt puse la la foc și gata. Nu! La montaj o să pară din prima că ai dat. Servus! Știu că v-am spus că este ultima filmare. Dar era ultima filmare înainte să mâncăm. Acum că am mâncat, este aproape ora 7, e 6:54. Am mâncat, strângem lucrurile și am zis să mai fac o filmare, să vedeți lucrul ăsta ce-l văd aici în față. E surpriză pentru voi imediat. Dar prima dată o să ne spună Ali cum a fost la înălțime mai mare acolo. Minunat. O să vedeți și de ce imediat. Uitați aici, acum că mă întorc. Mi-am luat o șarfă, că-i frig. Să vezi cum se vede orașul. Și o să coborâm. Și Mișu de încheiere, ce vă spune acum? E 45 împărțit la 3. 45 împărțit la 3? Păi cât? 18, nu? Nu, e prea mult 18. Scrie 17, 87 cu 87. 15 lei. Da. Mulțumesc. Mai ajuns. Dar 47 era? Fix. 45. 45? Păi 44, că tu să ai 45. Am înțeles. 15 lei. Să ai 315 lei. De 15 lei de fiecare. S-a armus. 87 cu 87. 87 cu 87 cu...